Tot mai puțini turiști vizitează Clujul în această perioadă. Chiar dacă față de vara anului trecut numărul celor interesați de acest oraș a crescut ușor, hotelierii se plâng că stau cu camerele goale. Cei mai mulți turiști sunt maghiari, nemți și francezi. Dacă pe litoral hotelierii au camerele rezervate pe câteva luni, la Cluj-Napoca turiștii nu se înghesuie, ba dimpotrivă. Cei mai mulți trec prin oraș în timp ce se află în periplu prin Transilvania și nu stau mai mult de două nopți. Potrivit proprietarilor de hoteluri, luna iunie a fost cea mai bună din punct de vedere turistic. Pe lunile iulie și august ne confruntăm cu extra sezonul pe Cluj-Napoca. Dacă hotelierii de la mare au grade de ocupare la 80-90%, la Cluj situația e mai dramatică, undeva la 20-30%. Just here for the day, we are in Elba, then we go to Brasov and in the north of Romania. There's a church here. Maybe the house of Matthias Corvin. Chiar și așa, față de aceeași perioadă anului trecut, numărul străinilor care vin în Cluj a crescut. Nu mult, însă dacă ne gândim că orașul de pe Someș e bazat mai mult pe turismul business, lucrurile stau destul de bine. Gradele de ocupare la nivelul asociației, la nivelul membrilor Asociației Hotelierilor Clujeni, se situează undeva între 35-40%. Este un mic reviriment față de anul trecut, cu un cuprins între 3-5%. Creșterea se datorează, spun cei din Asociația Hotelierilor Clujeni, scăderii tarifelor la cazare. Oricum, cei de la Centrul de Informare Turistică spun că zilnic le trec pragul aproximativ 50 de vizitatori străini, curioși să vadă muzeele, bisericile, dar mai ales Bastionul Croitorilor și Grădina Botanică. Mare parte din turiștii care ne vizitează sunt din Ungaria, Franța, Germania, Polonia. Potrivit hotelierilor clujeni, e nevoie de mai multe puncte de atracție turistică în oraș. Atracții turistice mai multe, nu știu, un aquapark, un spa, destination, ceva de genul ăsta. În schimb, vacanțele de tip city break sunt o alternativă pentru mulți turiști care aleg Clujul pentru distracție și cluburi.